Adrian Niculescu mă numesc, sunt antreprenor și investitor și vă urez bun venit la ceea ce ne dorim să fie începutul unei noi ere pentru uh, România în zona digitală. Precum știți, dacă ne uităm în istorie, toate lucrurile mari au început de undeva, de obicei dintr-un uh, loc uh, simplu, dintr-o cameră mică, unde au fost câțiva oameni care peste ani au spus: Ce șansă mare am avut să fiu acolo. Și sunt nenumărate exemple. Cei care, de exemplu, au cumpărat Bitcoin la un dolar. Am întâlnit de curând o astfel de persoană, a venit la mine la un eveniment în Dubai, era îmbrăcat foarte simplu, foarte modest, și după ce l-am căutat, mi-am dat seama că vorbea la foarte multe evenimente. Și el este unul din cei care au fost în forumul inițial unde se comunica cu Satoshi Nakamoto, cine o fi el, ea sau uh, ei, și încă își mai păstrează porecla de acolo și el este unul din cei care a fost în locul potrivit, la momentul potrivit, într-un forum mic, ignorat de marea majoritate a oamenilor. Un alt exemplu ar fi cei care au fost în, în camera de, nici nu pot să zic, universitate, internat, ce era cu Mark Zuckerberg când s-a apucat de Facebook și când le-a zis, ok, vreți să facem ceva, unii au zis, A, nu, nu facem nimic, alții au zis, domne, hai să ne uităm acolo, să vedem ceva. Ce rezultate au ei acum în business, nici nu are sens să le mai, să le mai discutăm. Și am să fac eu o introducere astăzi și o să fie un pic holistică, fiindcă vreau să transmit câteva idei. Dacă este ceva ce nu vă place la acest eveniment, care a fost pornit dintr-o scânteie și transformat în ceea ce este acum, în mai puțin de 3 săptămâni, pe lângă multe, multe alte lucruri care necesitau atenție, puteți să mă loviți pe toate canalele. Dacă este ceva care a ieșit bine, nu este meritul meu, este meritul celor care, la această scânteie, au zis, ok, hai să punem un pic de gaz ca să înceapă să ardă. Um, în ultimii 12 ani am studiat foarte multă dezvoltare personală, în principiu ca să-mi rezolv din blocajele pe care am simțit că le am. Și ca să fac în așa fel încât să evoluez. Și la un moment dat am uh, învățat o chestie pe care vreau să vă uh, transmit. Să presupunem că în această cameră sunt 300 de oameni care vin la un seminar unde să afle cum pot să facă de la zero un milion de dolari doar cu un laptop și cu o conexiune de internet într-un an de zile. Și. Presupunând că în decurs de trei ore, vor, voi da formula exactă, pas cu pas, cum se face lucrul acesta. Ce credeți că se întâmplă a doua zi? Procentele sunt aproximative. 60-70% o să uite că au fost aici. Mai bagă un film pe Netflix, se mai duc să bea o bere sau altceva. Vreo 10% zic, mă, Omul ăsta a zis ceva, hai să ne apucăm, dar la primul blocaj abandonează. În fine, mai sunt câteva procente care obțin cât de cât rezultate, un picuț mai mari și undeva 1 sau 2% chiar se apucă de treaba respectivă și reușesc în 12 luni, hai să zic, 18 luni, 24 de luni, să ajungă la rezultat. O minoritate. Ne aflăm într-un loc simbolic și am ținut, într-un fel, să, să uh, uh, începem acest uh, ceva în acest loc, deoarece aici, acum 100 de ani, a fost o bancă, o bancă celebră, banca Marmoroș. La subsol există un bar de volt, nu știu dacă l-ați vizitat, uh, o să încercăm să mergem mâine seara acolo au o capacitate de 40 de persoane, poate reușim să ne încadrăm, unde sunt practic casetele de valori ale fostei bănci recondiționate. Vă dați seama ce istorie au văzut casetele alea de valori, vorbind de o perioadă în care nu exista digital, în care totul era fizic. Și noi ne aflăm în așa numita era Web 3.0. Web 1.0 a fost era motoarelor de căutare, în care site-urile au fost categorisite în funcție de cuvinte cheie, de backlinks și de alte lucruri. Web 2.0 a fost și este în continuare era rețelelor sociale. Web 3.0 este un web al banilor. Felul în care se mișcă finanțele pe acest pământ se modifică majoritatea dintre noi nu suntem pregătiți nici măcar să acceptăm ideea asupra ce se întâmplă. Iar dacă ne uităm, era o, este o lege care a fost valabilă și când era banca marmoroș, a fost valabilă și acum 50 de ani, este valabilă și acum și va fi valabilă mulți ani de acum înainte. Și anume că 2% din oameni manageriază 98% din bani, asseturi și business pe pământ. Și se spune că dacă ai distribui egal averea între toți oamenii de pe pământ, undeva în 2-3 ani lucrurile s-ar întoarce la fel. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că uh, oamenii aceștia, 2%, știu niște informații pe care ceilalți nu le știu și poate nici nu vor să le afle, și uh, pun osul la treabă, să mă exprim așa mai brutal, astfel încât să implementeze acele informații. Și cel mai ușor e să nu faci nimic și să te plângi uh, că nu face guvernul una și alta, că se întâmplă una, că... Uh, în 2013 am făcut primul eveniment de dezvoltare personală, o conferință în București și în Cluj, cu un uh, tip foarte uh, mișto, Nick halic. astronaut civil îi spune el. Uh, povestea lui e foarte simplă, o puteți găsi pe internet. Când era mic avea asm, apropo am avut 11 ani de asm, e cumplit în, în adolescență. Și nu putea să se joace cu copii afară, și stând în casă, a studiat Enciclopedia Britanica și și-a făcut 10 obiective uh, pentru, pentru viață. Și a început să lucreze la ele. Deci a început să facă treaba complicată. Unul din ele să fie Star Rock, al doilea să călărească uh, taurii uh, nu știu unde, nu, să fie multimilionar, altele și altele. Când am făcut evenimentul cu el, am avut o revelație, fiindcă el a zis o chestie la un dat. Zice, Adrian, în viață nu poți să controlezi două chestii. Vremea și traficul. Omul la momentul respectiv, vorbind de 2013, era implicat în vreo 20 de proiecte, avea un venit lunar, majoritatea pasiv, nici nu are sens să spun cifra, și pentru mine a fost un aha care mi-a dat viața peste cap. Deci mi-a dat viața peste cap, big time. Și am zis, ok, tot el mi-a spus atunci, zice, Adrian, vezi că există o, există o barieră foarte mare între gândire și acțiune. Că oameni care sunt extraordinar de buni gânditori sau care scriu cărți, nu reușesc să implementeze ceea ce pun ei acolo în, în viața de zi cu zi. Și există o distinție foarte mare și e important să știm această distinție. Majoritatea cărților care se scriu sunt scrise pe timp de pace, în business. Adică cine scrie este într-o corporație care merge aproape singură, unde el se concentrează nu neapărat pe contribuția lui, ci pe beneficiile pe care le are. Salariu, dividende, comisioane și alte lucruri. Zona startup-urilor sau zona unde este Web3.0 acum este o zonă de război. Nu este o zonă de pace. Și atunci când vrei să aplici ceea ce funcționează într-o perioadă de pace, într-o zonă de război, o să vezi că nu merge. Și, în general, mari gânditori în business, de multe ori, dacă, dacă le studiezi activitatea profesională, o să vezi că nu ajung la rezultate fantastice, cu excepția vânzărilor de cărți, cursuri și alte lucruri. De ce? Fiindcă implementarea este foarte, foarte grea și trebuie să fii pregătit să renunți la foarte multe chestii, astfel încât să faci lucrurile să se întâmple. Pentru mine, acela a fost un moment un moment de, co de cotitură care mi-a schimbat uh, perspectiva asupra lucrurilor. Undeva în uh, 2016, dintr-o întâmplare, am intrat în zona blockchain, în zona cripto, pur și simplu dintr-o întâmplare. Și a venit pe fondul unei uh, uh, chinuiele, aș putea să zic, pentru că la momentul respectiv începusem să investesc în acțiuni și uh, am fost la niște băieți deștepți, între ghilimele, care au birou undeva în zona Victoriei, sunt foarte bine mersi și acum, și care vorbeau de educație financiară, te duceau în zona Forex, lucrau cu niște brokeri, dar de fapt era o, o activitate asistată de pierderea banilor. Numai că ei vindeau educație era separat businessul de trading și atunci liability nu funcționa. Adică, domne, noi îți oferim o educație, faptul că tu ai investit este treaba ta. Și în momentul respectiv am zis, domne, trebuie să iau taurul de coarne și să învăț cum funcționează lucrurile. Pentru că am lăsat acest lucru pe consultanță de la alții, mi-am luat-o foarte tare și uh, trebuie să fac ceva. Ceea ce veți auzi astăzi și mâine, nu sunt neapărat sfaturi de investiții, și e un disclaimer pe care doresc să-l folosesc. Sunt niște idei, niște concepte, niște proiecte foarte bine selectate, pe care vă rog foarte mult să le analizați, să întâlniți oamenii din spatele lor și să vedeți dacă rezonați cu, cu ele sau nu. Avem speaker foarte importanți care vin de peste mări și țări, ca să zic așa. Există în, în, în Dubai un circuit de conferințe foarte, foarte bun și avem uh, speaker de acolo uh, și care oferă valoare foarte mare, fiindcă uh, această inițiativă vreau să fie despre valoare. Și în momentul în care îți investești din timp să stai aici jumătate de zi, o zi, două zile, este decizia ta să pleci cu câteva idei care îți pot schimba viitorul financiar. Uh, în România, educația financiară însemna și încă mai înseamnă foarte mult să -ți ții banii la bancă și să investești uh, bani în imobiliare care produc venit pasiv prin închiriere. Noi oamenii suntem uh, wired, ca să zic așa, suntem uh, antrenați pentru scurtături. Și atunci... Uh, uh, Majoritatea dintre noi nu vrem îmbogățire rapidă, într-un fel sau altul. Asta ne, ne transmite societatea. Dacă mergem în zona banilor digitali, ai criptomonedelor, se comunică, domne, încep un 100 de dolari ca să-mi iau un Lamborghini peste un an de zile. Și atunci oamenii pierd esența. Esența este schimbarea tehnologică, schimbarea de mentalitate, sunt joburi noi pe care le puteți îmbrățișa, care vă vor schimba cariera cu totul și eu recunosc în antreprenoriatul clasic, deci mi-a fost extrem de greu și m-a dus la ruină financiară, ca să zic așa, învățând după lucrurile pe care le-am învățat în facultate, am făcut relații economice internaționale și la MBA. M-am chinuit și am plătit un MBA, am fost, am dat toate examenele, l-am luat, însă, exact după ce am luat diploma de la MBA în 2011, am avut, sunt puține locuri în care am spus chestia asta, am avut o perioadă, deci cea mai neagră perioadă financiară din viața mea, deși eram antreprenor de mulți ani, în care, deci nu intra niciun bandă de, de, de nicăieri, și a fost o chestie, după aia mi-am dat seama, zic, mă, e ceva, adică trebuia să trec prin ea. Că la un dat mă întrebam, zic, mă, dar ce e cu mine, ce se întâmplă, știi? Și exact ca în filme, era undeva înainte de Crăciun, deci nu era niciun ban în jurul meu, da, dar nimic, îți dai seama, deci În îmi primisem diploma de la MBA, repet, era acolo, zic, mă, ce tare sunt. Nu voia nimeni nimic de la mine, nu mă contracta nimeni pentru nimic cumplit. Și uh, la noi există o tradiție de Crăciun, uh, să le iau bradul alor mei, știi? Când mă duc la ei, mă duc, iau un brad pentru noi, un brad pentru ei. Dacă nu sunt în țară spre Crăciun, îl iau mai devreme sau îl comand, în fine. Și în anul ăla, uh, mă ia cu fior numai când nu amintesc, dar așa a fost. Și acestea au fost momentele definitorii pentru mine ca să ajung aici să, să vorbesc în fața voastră și... Sper să avem o interacțiune bună în aceste două zile. Am găsit la un moment dat un lănțic de aur în casă, m-am dus la amanet, l-am vândut și cu banii de acolo am rezolvat treaba. După aceea, la vreo câteva zile, imediat s-a deblocat tot. Au venit și deal noi, s-au umplut conturile și zic, mă, trebuia să trec pe aici, dar ce-o fi de învățat, nu știu, o să văd mai încolo și au mai fost tot felul de episoade până când la un moment dat pe Upwork, cine nu știe este o platformă de freelancing, unde luam proiecte ca și consultant în marketing, primesc un e-mail de la o companie din America spunând, domne, uite, vrem și noi să ne dezvoltăm în Europa și căutăm pe cineva să ne ajute. Și zic, ok, un proiect cloud coin, o monedă post-blockchain, o să primești un salariu în moneda respectivă, nu știu ce. Era tot așa, un moment în care nu mergea nimic altceva. Și zic, I will take it with both hands. Și așa am început să lucrăm. Știți că există un tweet celebru al cuiva care a răspuns unui tweet și s-a angajat la Uber. A fost unul din primii angajați și a ajuns. Și, practic, a fost un mesaj, putea să fie oricare mesaj, dar am acționat asupra lui. A fost o perioadă destul de complicată, că a fost proiectul pornit de la zero și erau doar niște hârtii, însă e un proiect în care am contribuit timp de 5 ani, s-a dezvoltat foarte frumos și asta a fost intrarea mea în această, în această industrie. Um... După această introducere, care sper că nu v-a plictisit foarte tare, um, voi avea mai multe intervenții astăzi și mâine. Nu vor fi despre mine, vor fi câteva elemente de, poate, training și coaching de care aveți nevoie, pe unele s-ar putea să le știți, dar poate nu din acest unghi, de care aveți nevoie în această industrie. Industria blockchain, industria monedelor digitale, criptomonedelor. Apropo, Uh, Criptomonelele sunt un use case, o mică nișă din tot ce înseamnă blockchain. Și vă dați seama, în 2017 am intrat într-un proiect care el era post-blockchain. Timpul lui a venit abia acum vreun an de zile. Până acum un an de zile, noi practic am lucrat așa în, în, în contra timp cu, cu industria. Uh, sunt advisor în mai multe proiecte, uh, inclusiv companii listate pe bursă în America. Am pornit de curând cu un prieten foarte bun cu care mă știu de foarte mulți ani. Făceam o revistă de muzică atunci el avea o casă de discuri care producea NND. Deci, foarte tare. Și am pornit un, un, un proiect care se numește Meta Studio. Este un business metavers pentru creatorii de conținut care vor să simtă că se joacă atunci când muncesc. Apropo, cine vrea să muncească? Muncă din asta. Vrea cineva să muncească sau nu? Hmm? Da, ideea e, unul, unul, din antreprenorii mei preferați, de fapt, antreprenorul meu preferat, cu bune șcurele, Richard Branson, el ce domne, dacă nu-ți place ceea ce faci, dacă nu găsești o modalitate să-ți placă ceea ce faci, când o să dai de greu să abandonezi, că n-ai cum. Mi se întâmplă de nenumărate ori, să nu mai văd ziua de mâine. Pe bune, sunt momente atât de grele încât nu mai văd ziua de mâine. Și zic, ce, ce fac acum? Și după aia zic, ok, pă, stai că am niște... Uh, am trei copii, trei să am grijă de ei, dacă eu dispar în șase luni uh, cu, la soția mea o să bat altcineva la ușă și... Măi, inevitabil că nu suntem, uh, nu suntem de nelocuit, come on! Deci, șase luni așa, trei luni. pe, pe bune, tu, Uitați-vă uitați -vă în jur ce, ce, ce se întâmplă, știți? Și atunci uh, am aflat în, în călătoriile mele, nu știu, inițiatice sau cum le pot spune, că uh, în, în viața ta pe această planetă trebuie să contribui. Dacă te oprești din a contribui, societatea sau natura, că există niște legi ale naturii, te vor elimina, una din ele, ori ești de pe piață, ori uh, uh, ești eliminat, da? E... Și atunci, ideea este nu neapărat uh, ce faci, ce dezvolți, ci dacă ceea ce faci este în armonie cu natura. Uh, sunt niște principii pe care m-am străduit să le respect. Uh, câte proiecte nu ap noi apar în cripto în fiecare zi? 10, 20, 100 câte apar. Există o formulă destul de simplă care vă poate ajuta să analizați cam orice proiect destul de repede care să, să vă dați seama dacă merită sau nu. Vreți să începem cu, cu asta? Vi se pare interesant. Lucrez în zona de venture capital din 2014. Am început lucrând cu Fasta Capital din Emirate, după care am început să lucrez cu uh, alte fonduri, să listez proiecte pe exchange și m-am uitat la cum gândesc cei mai importanți oameni din, din industria asta. Uh, venture Capital inițial era despre acțiuni. Foarte puține fonduri sau foarte puțini investitori se duceau la token sau la monede. Fiindcă e un domeniu nereglementat, părea și încă mai este un wild, wild west, numai că în ultimii doi ani ce se întâmplă? Au apărut fonduri care sunt specializate numai pe monede și token, nu investesc în acțiuni, sau fonduri clasice sau investitori clasici care și-au creat vehicule special pentru această industrie. Nu este invenția mea acest element de uh, 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 acest triung de trei elemente la care trebuie să te uiți, e o concluzie uitându-mă la cum gândesc ei, că până la urmă trebuie să învățăm de la cei mai evoluați ca noi. Da? E la fel când ești într-o companie, dacă ești un șef și în jurul tău sunt oameni mai proști ca tine, trebuie să ai o problemă. Oamenii din jurul tău trebuie să fie mult mai deștepți și mai cunoscători decât tine în nișele pe care lucrează. Altfel o să te simți bine că ești cel mai deștept, dar nu e ok. E, și atunci, când analizez un proiect, primul lucru la care trebuie să te uiți este echipa. Cel mai important. Pentru că, indiferent cât de bună ar fi o idee, toată lumea are niște idei fantastice, corect? E cineva care nu are idei bune? Nu cred. Toată lumea are idei fantastice, dar foarte puțini reușesc să le implementeze, că e greu ca naiba. Nu, noi suntem învățați, ok, să trăiești pentru vacanță, să trăiești pentru weekend. Cine n a vrea să muncească în weekend? Come on. E, și atunci... <laughs> Bine, tu ești... <laughs> Eu, de exemplu, muncesc sâmbătă de la 17 ani. Și nu mi-e rușine, e fan. Când, când merg în UK, de exemplu, și când vă programator, plătiți cu foarte mulți bani, ei nu vin la job sâmbătă. Deci nu vin. Am vorbit cu manageri de companii care spun, domne, sunt plătiți top of the top. Deci nu vin. Și zic, la bine e natural. Nu? <gânghe> Foarte interesant, normal că noi venim dintr-un background comunist, nu unde sâmbăta era o zi lucrătoare. Și nu e nimic rău un asta. Echipa este cea mai importantă. Să zicem că este ideea bună, să zicem că implementarea este bună și totuși proiectul începe să aibă probleme. Dacă este o echipă slabă, o să închidă proiectul și la revedere. Dacă este o echipă bună, o să tragă de ei cât o să poată ca să, să, să miște nava într-o direcție. În uh, circuitul de conferințe, în care sunt foarte prezent, văd de multe ori echipe care anul ăsta vin cu un proiect, strâng bani, foarte mulți bani, anul viitor vin cu alt proiect. Între timp, proiectul vechi e la revedere. Și, uneori, se duc la același fond de investiții și fondul întreabă, ok, dar noi am investit în token anul trecut, ce discount ne dați, ce deal? Apoi, no, a fost altceva. Și atunci fondul zice, E da, vezi, mai bine investim în acțiunile companiei, ca atunci când tu emiți în fiecare an alți token, noi să avem din compania respectivă. Deci echipa este foarte importantă. Uitați-vă, la cei care sunt în echipă căutați pe Google, dacă au numai review-uri pozitive, poate să fie un semn de întrebare, că nu e nimeni perfect. Iar uh, oamenii care sunt în echipe de succes, au și uh, pe parcursul lor au și dat rateuri, că nu se poate. Noi suntem învățați cu, cu paradigma clasică a învățământului. A, ai luat 10, ești bun, ai luat 4, ești praf în antreprenoriat și în zona startup-urilor, cu cât ai mai multe eșecuri de a merge înainte, între alea vei găsi succes. E altă, altă, viață, altă mâncare de pești. Deci echipa este esențială. Sunt echipe unde proiectele sunt fake, sunt puse profiluri de LinkedIn ale altor oameni. contactați pe LinkedIn, vorbiți cu ei. Dacă îi vedeți la conferințe, mergeți, vizitați-i, puneți mâna pe ei, pentru că dacă vreți să puneți niște bani într-un proiect, nu spun a investi neapărat, pentru că vorbim de un domeniu care nu este reglementat încă, dar vreți de exemplu, nu știu, să puneți, dau un exemplu, 100 de dolari într-un token sau 1000, nu contează. Trebuie să vezi cine se ocupă de proiectul ăla. Al doilea element foarte important, dacă există un pic de inovație acolo, cel puțin. Poate fi vorba de inovație tehnologică, cum este, de exemplu, un nou blockchain. Și uh, avem aici pe cei de la Sources blockchain, vă puteți întâlni cu ei uh, jos în zona Expo, care au inovație tehnologică. Nu cum avansează lumea prin inovație. Au inovație tehnologică. Poate fi și un token construit pe un alt blockchain, dar care să aibă inovație în altă parte, în modelul de business, în, în felul în care relaționează cu utilizatorii. Altceva. Știți distinția dintre monedă și token? O știe toată lumea, cu riscul de a mă repeta uneori, adică să-mi spuneți dacă spun ceva care este chiar penibil de, de banal, însă de cele mai multe ori lucrurile importante sunt extrem de simple. Moneda este cea care are la bază un blockchain nativ, cum e cazul Bitcoin sau Ethereum iar tokenul este creat pe un blockchain al altcuiva, cum sunt, de exemplu, tokenii RQ2.0 care sunt creați pe platforma Ethereum. Și atunci, în cazul unui token, nu ai neapărat inovație tehnologică. Poți să ai și acolo. Inovația e mai mult legată de modelul de business sau de altceva. Și al treilea element, potențialul pentru adopția în masă. Bitcoin este de atâta, de, atâta, de atâta timp, dar totuși nu poți să plătești să cumperi o pâine cu Bitcoin. Dacă ai, de exemplu, un cont Binance și ai un card, poți. Și ei, practic, îți fac conversia, nu între Bitcoin sau alte monede și fiat, și poți să faci. Dar, direct, dacă te duci cu un wallet, nu, nu ai cum să faci. Ceea ce arată că încă lupta în această piață este deschisă nu există un player care să aibă o adopție de masă. Playerul acela va, va apărea de undeva. Și nu trebuie neapărat să fie o adopție în masă peste tot. Poate fi pe o anumită nișă. S-a dus... Uh... Da. De exemplu, care va fi moneda de bază în gaming? Sau moneda de bază în, în, în cazinouri? Sau orice altceva. Și dacă analizezi proiectele în felul acesta, o să ai o rată de eșec mult mai mică, fiindcă deja gândești cum gândesc investitorii cei mai buni de pe piață. O parte din ei sunt în acel 2%. E cineva care nu vrea să ajungă în cei 2%? Măcar așa undeva în interior? Spuneți-mi, e ceva greșit în dori asta? Nu... Pur și simplu. Problema este că drumul până acolo e foarte complicat, dar e foarte interesant persoana care începe să devii când, când faci chestia asta. Transformarea din interior. Ne dorim ca Bitcoin Bucharest să devină o conferință anuală. În toamnă să facem Bucharest Blockchain Week, ce va fi ceva uh, mult mai mare și uh, uh, în care să aducem proiecte inovative, într-un fel să fim înaintea, înaintea pieței, fiindcă uh, zona de venture capital și, în general, investitorii și fondurile, ei, ei sunt cei care creează piața, până la urmă. De ce? Că la ei se duce o echipă de uh, puști sau nu neapărat, oameni pasionați de orice vârstă, care au și un proiect mic o idee. De cele mai multe ori, fără banii de la investitori, ideile la rămân acolo. Și atunci, investitorii care ei pun banii la început și care uh, riscă cel mai mult, dar dacă proiectul iese, ei și câștigă cel mai mult, sunt cei care formează piața. De asta e foarte important să învățăm să gândim ca ei și să, ne, să, să vedem nu care sunt publicațiile sau care sunt site-urile sau formurile unde putem să citim despre cum gândesc ei. Pentru că uh, media până la urmă este manipulată până la un anumit nivel și în general când auzi peste tot, nu știu, Shiba sau ceva, deja e prea târziu să intri. Uh, pentru că deja, să zic, tokenul respectiv este la un preț mare, iar foarte mulți începători care intră, uh, dintr-o dată se va crea o presiune de vânzare, fiindcă investitorii de la început vor vinde, prețul o să scadă, de frică începătorii vor vinde și ei, presiunea va fi și mai mare pe vânzare, prețul va cădea și cei de la început vor face foarte mulți bani, cei care intră în momentele astea de hype vor pierde foarte mulți bani. Și atunci, piața aceasta, ca și bursa, este dominată de două emoții. Lăcomie și frică. Lăcomie când prețul crește și frică atunci când prețul scade. Suntem gata de primul keynote, fiindcă ce am spus eu cred că poate fi categorisit așa ca o introducere. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți în această sală la începutul acestui proiect. Sper ca la un moment dat să ziceți, mă, ce bine că am fost acolo și că n-am plecat sau că n-am uh, uh, ignorat ideea de a face ceva în direcția respectivă.